iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În numele lui Iisus Hristos este viața veșnică, nu în icoane. Icoanele nu mântuiesc, crucile nu mântuiesc, moștele, paraschiva și alți sfinți nu mântuiesc. În numele lui Iisus Hristos este viața veșnică. În numele lui Iisus este iertarea păcatelor și în numele lui Iisus este biruința. A iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Omule care mă asculți, pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Mielului și mireasa lui s-a gătit și i s-a dat să îmbrace țesături fine, strălucitoare, curate, căci țesăturile fine sunt faptele drepte ale celor sfinți. Și mi-a spus: scrie, fericiți sunt cei chemați la ospățul de nuntă al Mielului. Și mi-a zis: acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Iar eu am căzut la picioarele lui
ca să mă închin lui, dar el mi-a spus: nu face asta, sunt un rob. Sunt un rob împreună cu tine și cu frații tăi care îl mărturisesc pe Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturisirea lui Iisus este duhul profeției. Și am văzut cerul deschis și iată un cal alb, iar cel ce șade pe el se numește credincios și adevărat și cu dreptate face judecată și război. Ochii lui sunt ca para focului, iar pe capul său sunt multe cununi. El are un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaște în afară de el însuși. El este îmbrăcat cu un veșmânt stropit cu sânge și numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Poștirile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate în țesături fine, albe, curate. Iar din gura lui iese o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. El îi va păstori cu toiac de fier și va călca teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu, Atotputernicul. Pe haina și pe coapsa lui are un nume scris: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și am văzut un înger stând în soare și a strigat cu glas puternic, zicând tuturor păsărilor care zboară la zenit: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați cărnuri de regi, de comandanți, de oștiri și de oameni puternici, carne de cai și de călăreți, carne de oameni liberi și de sclavi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe regii pământului și oștirile lor adunate să pornească război împotriva celui ce șade pe cal și împotriva oștirii lui. Iar fiara a fost prinsă.